Ți s-a întâmplat vreodată să te sperii de gândurile care îți vin în minte? Sunt sigur că ți s-a întâmplat. De ce uneori mintea noastră găzduiește gânduri nepotrivite? Pentru că avem un dușman care ne atacă în mod continuu. Prin firea pământească, diavolul în mod direct, sau prin valorile acestei lumi. Sunt diferite forme în care mintea noastră este atacată. În scriptură, în a doua epistolă către Corinteni, apostolul Pavel ne dă un sfat foarte important. Ce să facem atunci când mintea noastră este atacată? El spune, noi răsturnăm născocirile minții și orice gând îl facem rob ascultării de Dumnezeu. Întrebarea este cum se întâmplă lucrul acesta? în mod practic. Cum răsturnăm noi născocirile minții noastre? Înainte de orice, trebuie să nu dai voie gândurilor să se plimbe libere în mintea ta, ci de fiecare dată când vine un gând nepotrivit, să te întrebi ce te învață Scriptura în domeniul respectiv. Și în felul acesta, ne lăsând gândurile să circule liber și înlocuindu-le cu ceea ce ne spune Scriptura despre ceva în viață, orice gând îl facem rob ascultării de Dumnezeu. Vei avea gânduri nepotrivite, dar lasă ca prin Duhul Sfânt gândurile tale să fie transformate, înlocuite cu gânduri bune.